Grădina de vară Geo Saizescu a Palatului Culturii Teodor Costescu va găzdui mâine seară un concert simfonic de mare clasă. Concertul va fi susținut de Orchestra Simfonică Timișoara și va avea loc începând cu ora 21. Eleganță, clasic și frumos. Toate acestea vor fi reunite mâine seară la Palatul Culturii Teodor Costescu. Evenimentele din cadrul Severinului Estival continuă, iar de data aceasta, severinenii și nu numai vor avea parte de un concert simfonic. Grădina de vară a Palatului Culturii găzduiește Orchestra Simfonică Timișoara sub bagheta maestrului dirijor Alt Zaharia, în prezența a trei soprane foarte cunoscute. Ne bucurăm foarte mult că în astfel de vremuri putem aduce în grădina de vară Geo Saizescu, Palatului Culturii, concerte de o asemenea factură, de un asemenea nivel. Pagini celebre din muzica clasică vor răsuna în seriile noastre estivale, spre bucuria melomanilor, a tuturor celor care iubesc arta interpretativă și muzica de foarte bună calitate. Este o bucurie, o onoare, dar și o responsabilitate pentru noi, căci aceste concerte estivale care le facem pentru public implică și o grijă față de normele pe care trebuie să le respectăm. Intrarea se va face cu o oră înainte de spectacol. Doar 150 de locuri vor fi în grădina de vară. Privind ce se întâmplă în țară, sunt foarte multe locuri și avem în grădina de vară un spațiu și de excepție și de noroc. Alte teatre, alte instituții de cultură și de concerte nu au astfel de grădină. Tocmai de aceea ne bucurăm că, în ciuda contextului destul de tensionat, destul de îngrijorător, reușim să oferim oamenilor o mică oază de muzică, de relaxare și de speranță.